Economie. De exemplu, la economie. Uite, am aici un exemplu. Uite, e vorba, se referă la economiile mele. De unde vin banii, cât au venit, cât n-am avut bani, am scris tot. De exemplu, cash. Deci câți bani am avut cash, de exemplu, la o anumită perioadă, în 2007. Uite, nimic cash. Deci, marele compozitor, Odion Roșca, are nimic cash. Totul este alocat pentru curent, DigiTV, mobile, deci telefonul mobil și internet. Deci am plicuri pe care scrie. Cum să explic eu? Aici am organizarea. De exemplu, asta e pentru DigiTV. DigiTV, pun banii înăuntru și nu mă pot atinge de ei. Deci nu am bani. Asta, de exemplu, pentru rezervă, dacă am rezerve, și așa am plicurile și scot banii. Niciodată, acum dacă am primit bani, umplu plicurile cu bani pentru Digi, pentru asta și ce rămâne, aia în parte. Altfel nu mă bag, că nu-s banii mei. Deci nu-s banii mei, banii aceștia nu există. Înțelegi? Cei pentru plăți, ce merge la stat, aia nu-s banii mei. Și întotdeauna am cu o lună înainte, că în cazul în care nu am o chirie de la apartament sau ce așa am probleme, bun. Cash în 2000, uite, exemplu, 600 așa, în pormoneu trebuie dați pentru balastul care vine, deci banii merg totul pe construcție, pe de ce trebuie așa. Așa, administrația financiară, curent, Digi, drumul de la Cluj la așa, pentru așa. Deci asta merge, în plicurile negre de rezervă pentru taxe. Deci am, uite aici ați băgați. Uite, înainte am avut un plic cu stoc, cu tare, însă nu mai știu dacă nu-l găsesc unde l-am ascuns. Sau dacă l-am desființat. Am mai făcut acum una cu scrisul lui Izabela în care sunt 1000 de lei. Bun. Deci în total 3607 lei și am avut ceva euro. Mergem mai departe. Cheltuieli. Aici sunt cheltuielile, cronologic. Tot ce cumpăr, că așa mai, uite-te. Mergi la Cluj, dentist. Uite, fiecare cheltuială în fiecare zi este scris până la ultimul ban. Uite-te. Uite, gară. Apoi am primit 20 de lei, deci acasă trebuia să mă întorc cu suma de așa. Însă nu am decât. Deci am pierdut, nu știu unde, vreo 100 de mii. Așa, uite-te ce organizare. Deci, money, deci am fost, am deci, actual. Situația Și actuală. suckers ce? Suckers, sugaci. Deci, gunoaie de oameni care te mint și te păcălesc. Deci, uite-te aici, în 2000, uite-te aici, în 2007 am făcut o listă ce este nevoie și nu am bani. Deci nu am bani. Eu nu sunt băutor, nu sunt fumător, pe mine beat nu m-a văzut niciodată nimeni și totuși nu am bani. Uite, nu avem bani de cheltuială. Uite, este nevoie de pentru conducte de apă, este nevoie de coturi, este nevoie de var, este nevoie de bani pentru impozit la financiar, pentru impozitele anuale. Am nevoie de o oglindă pentru baie, o tavă pentru baie, chiuvetă pentru baie, tuburi pentru cablul de curent la gard, cablu intern pentru curentul de la baie și bucătărie. Deci nu am bani. Nu am bani. Asta e.